Pe scurt, am rămas pe drumuri. Cine nu știe, eu am fost în Turcia pe o săptămână, așa că urmăriți Instagramul meu care este în descriere. Un pic m-am plimbat, scăldat și iarăși am revenit acasă. Doar că am observat că ușa este închisă, iar geanta e lângă ușă. What the fuck, eu n-am niciun bănuț, așa că am decis să dorm câteva zile pe scări pe podea cu gentuța mea. Pentru a închiria un apartament îmi trebuie vreo 150 $. După am mers până la prietenul meu care mi-a spus că a găsit o metodă de a face bani online. Bine. Ca să faci bani pe Binatex, totul de ce aveți nevoie e să alegeți în ce direcție o să meargă trendul, în sus sau în jos. Eu aleg direcția în sus, fiindcă tendința generală îmi zice că creșterea o să continue. Aici puteți observa fluctuația trendului, după care creșterea tot continuă și continuă. Eu cred că acum e tot așa o situație și cum puteți observa, graficul merge și merge în sus, cum și-am zis. După investiția mea au rămas doar $45 pe cont, dar peste mai puțin de un minut o să adaug încă $182. Imaginați-vă, acești bani puteți face doar într-un minut. Între timp, graficul continuă creștere, despre ce v-am zis mai înainte. Eu mă greșesc ras și tot o mulțumim materialelor educative de pe site, care le-am învățat și m-au ajutat foarte tare. Aici sunt videouri pentru orice situație, citiți, priviți și învățați să faceți bani fără risc. Dar dacă aveți nevoie și de mai mulți bani, participați în competiții care sunt organizate de Binatex zilnic. Aveți șansa să faceți de la 10 până la $150 suplimentari. Mai am puțin timp până la sfârșitul sesiunii și vreau să vă povestesc despre mulțimea de active cu care puteți face bani. Vă alegeți acea pereche valutară care vă place și credeți că e evidentă și începeți să faceți bani. Între timp, ia uitați, au intrat și $182 ai mei. Mă împart cu acest site mișto și vă las linkul în descriere sub video. Treceți prin link și începeți să faceți bani corect cu binatex.com. În aceeași zi, cu banii câștigați, am închiriat un apartament. Așa că de grabă o să postez în fiecare zi, dar după am observat că eu n-am internet. Cum așa? Am sunat la cei cu internetul și mi-a spus că voi fi conectat timp de o săptămână. What the fuck? Așa că eu n-am altă ieșire. Pa, pa. Motanaș, găsiți unde sunt ascunse logurile Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. Eu voi alege random câștigătorul din comentarii care va apărea în următorul video. Iar câștigătorul din videoul trecut este acest utilizator. Bravo! Prieteni, nu uitați de like, subscribe și să distribuiți acest video pe rețelele de socializare dacă v-a plăcut acest episod.